Salut! Continui seria de mărturii matinale despre primele mele tinereți și mi-am adus aminte cum am ratat în 99 eclipsa totală de soare. Tocmai plecasem din București, picasem examenul de licență la UATC, sau deja se numea atunci UATC, sau ATF se numea când am intrat și UATC probabil când am ieșit, s-a schimbat conducerea. Am plecat supărat din București, am hălăduit o vreme prin sat, prin Chișinău și eram ca frunza în vânt, nu știam ce să fac. Puteam să vin la o altă sesiune să repet examenul, pentru că luasem notă pozitivă, dar insuficient era sub 6 ca să pot lua licența. Și deci îmi dădeau numai un certificat că am absolvit facultatea, nu și diplomă de licență. Și țin minte doar în ziua aceea, nu știu dacă era fix 11 august, nu știu la ce oră exact a fost eclipsa pe 11 august, 99, dar țin minte sigur cum ezitam, am ajuns deja la Ungheni, în gara aceea care e și autogară, probabil cu trenul de dimineață sau cu trenul de noapte, ceva de felul ăsta, și eram așa foarte dimineață probabil în gara Ungheni și mă gândeam să mă duc, să nu mă duc, adică să vin, să nu vin, că eram în Ungheni și acum sunt în București. Și până la urmă am luat o, nu știu, taxi sau mașină de ocazie sau autobuz care circula între Ungheni și Iași, și de la Iași am luat trenul și țin minte că eclipsa m-a prins în mod inevitabil, pentru că părea cam clar că nu mi-am programat bine deplasarea. Eclipsa m-a prins în trenul Iași-București, cam pe la Focșani, dacă nu greșesc, și trenul mergea, dacă mergea spre sud, soarele era deasupra capului, deasupra noastră, și mă uitam pe un geam și nu vedeam nimic, mă duceam partea cealaltă, că nu era aproape nimeni în tren, toată lumea atunci era speriată că eclipsa o să aducă sfârșitul lumii, chestii, știți cum sunt oamenii, na, dacă sunt proști și speriați de chestii pe care nu le înțeleg și nu le cunosc. Superstițioși, nu? Mistici, amatori de scenarii apocaliptice. Și n-am văzut, și cred că erau și nori în zona aceea. Deci, probabil, parțial am văzut soarele, dar ce poți să vezi cu ochii liberi, soarele acoperit parțial. N-am văzut faza aceea extraordinară, minunată, care a rămas după aceea, sau până atunci chiar, imortalizată pe bancnotele cele de 2000 de lei. Am și acum vreo două bancnote de cele. Cred că era prima bancnotă românească pe plastic. Acum toți banii românești sunt pe plastic, dar atunci era prima bancnotă în valoare de 2000 de lei. După aceea probabil s-a transformat în 20 de bani sau când s-a întâmplat acum 15 ani că s-au tăiat 4 zerouri. Evenimentul acela epocal, rarisim, de eclipsă totală și încă și cu inelul acela cu briliant, cum s-a mai arătat la televizor, l-am ratat. Pentru că n-am calculat foarte bine cât durează drumul și doar nu călătoream prima dată, cum se întâmplase în iunie 95, când am venit prima dată la București și când am pierdut trenul, acceleratul de seară de la Iași, pentru că nu știam pe care linie, cum vine, și m-am dus și am urcat într-un tren pe care scria Iași-București și la ora 11:30 sau la cât pleacă acceleratul, aud, pleacă, tuc, se aude locomotiva și trenul pornește, dar nu trenul meu, trenul de alături pornește. Eu am urcat în trenul care venise de la București, dar n-am urcat în trenul care trebuia să plece la București. Până la urmă, tot cu ăsta care venise de la București am plecat, înspre dimineață, dar deja plătind suprataxă pentru că era rapid, nu accelerat. Și altă poveste, poate v-am povestit-o sau poate o să vă povestesc vreodată cum am venit prima dată la București, dar atunci, în 99 deja, călătorisem de atâtea ori la București. Știam cât durează drumul, chiar dacă vii și cu o ocazie sau chiar dacă vii cu trenuri personale și schimbi la Mărăști, Mărășești, acolo, cum se mai întâmpla, sau la Ploiești. Tot știam cam în cât timp ajunge. Dar uite, nu mi-a ajuns cuget sau dorință să calculez în cât timp o să ajung, dacă o sprind sau nu eclipsa. Vă spun, eram așa ca frunza în vânt și nu știam exact ce vreau și dacă vreau. Și cam așa a fost în anul acela. Cred că atunci când am ajuns în București și oamenii aveau așa un zâmbet misterios ca după o partidă faină de sex, dar despre care nu poți să povestești, sau poți să povestești dacă te întreabă cineva indiscret, dar tu stai într-o parte și nu le înțelegi misterul și bucuria. S-au dotat toți cu ochelari, am venit la mei, spuneau că au ieșit în Piața Unirii și au aplaudat și au văzut și cele câteva secunde când s-a făcut întuneric și rece și tot așa. Dar eu numai din cărți am auzit despre asta, la televizor am văzut, în filme, și am putut să-mi imaginez. Următoarea astfel de eclipsă aici în Europa o să fie abia în 83, se pare, da? Deci nu cred că o să ajung eu până atunci. Următoarea eclipsă totală va fi chiar anul ăsta, în ziua solstițiului de vară, pe 21 iunie, dar va fi în Africa și nu cred că ajung în Congo. Și dacă ajung, nu cred că o să prind vreme bună, pentru că așa se pare că sunt ghinionist sau merg intuitiv și nu calculat. Că nu e așa, puteam să calculez, pornesc de mai devreme, dacă eram foarte hotărât. Dar am fost până atunci, tot timpul am fost ezitant și am mers pe intuiție și am mers pe căi mai complicate și foarte des mi se întâmplă să nu vreau să merg pe asfalt, să nu vreau să merg pe cărări bătătorite, să o iau așa, cum mi se pare mie că e pe de-a dreptul sau pe unii pare mai interesant. Și deseori mă rătăcesc, nivelesc în tot felul de daravele. Dar ăsta e itinerarul, ăsta e destinul meu și mi-l trăiesc asumat, ca să zic așa. Deci eclipsa de lună din 11 am ratat-o, am venit și am mai colaborat în București cu o firmă de publicitate, m-a trimis să filmez, era o firmă așa de familie și nu prea avea contracte mari, dar a prins o filmare de botez și m-a trimis la Catedrala Sfântului Iosif, asta catolică, și filmam ca artistul, dacă terminasem facultate de film, filmam toate nebuniile, toate reacțiile, toate mișcările. Și mi s-a terminat caseta fix când a băgat copilul în cristerniță. Și am schimbat altă casetă, dar n-am prins momentul, da? Deci ca să vă dați seama că nu sunt bun nici de nunți, nici de cumătrii, nici de botezuri, nici de mormântări. Mi s-a mai întâmplat să mai filmez, dar tot fără mare plăcere, astfel de evenimente. Și după aceea, iată, mi-am trăit toată viața căutând așa alte metode, mergând la evenimente la care participă tot și au după aceea aerul misterios. Mi-am căutat evenimentele mele sau le-am produs evenimentele mele proprii, personale, inedite, ceea ce vă îndemn și pe voi, dacă vi se pare plicticos să trăiți ca toată lumea după scenarii scrise de alții. O să continui să mai filmez astfel de mărturii, de sincerități, de spovedanii. Să știți că nu sunt credincios creștin, ba chiar m-am dezbotezat în 2013 pe 1 martie, căutați pe YouTube clipul cu dezbotezarea mea și a altor doi, deci eram primii trei atunci și după aceea am mai asistat și am mai dat certificate de dezbotezare și altora. Dar dacă vă place astfel de sinceritate și de ieșire, dați like, share, eventual comentați, spuneți ce anume ați vrea să mai aflați. Evident, dacă o să vă întrebați chestii indiscrete, foarte personale, o să vă zic net sau nu, ca să traduc. Dacă o să fie chestii pe care le știți, eu știu, aflați de pe Wikipedia sau din alte mărturii ale mele, că le-am pomenit în direct și ați vrea să aflați detalii, întrebați și neapărat o să intervin, pentru că țin la comunicarea sinceră, la încrederea voastră. Depind de implicare, de participarea voastră. Mă hrănesc din acest și din celălalt canal de YouTube. De aceea mă bucură orice like, share, subscribe, chiar cu clopoțel, eventual donație prin Patreon sau PayPal. Îndrăzniți!